Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la ultima misiune de la penultimul capitol aici din Call of Duty 2. Nu știu câte misiuni o să fie și la celălalt capitol, dacă sunt puține, le fac și pe alea. Poate fac episodul ăsta final, dar nu, ăsta o să fie penultimul. Hai să vedem ce trebuie să fac acum, că nici nu știu. Ok, văd că o mitralieră pusă și aici. Pusă și aici, trebuie să apăr toată zona. Ok. Mă veniți. Frumos, deja l-am dirit pe al meu. Am început bine misiunea. Că cam așa că ăștia vin din toate părțile. Mă, câți vin pe aici. Căcămași pe ei. Hai mă, revinoți. Iarăși vine racheta după noi. Stai mă că era pe aici o pușcă de aia care îmi place mie. Un MP44. Unde? Uite la aici. Așa, ăsta nu știu, dar îmi place la mine genul ăsta de armă. Și bine că dau ăștia cu rachete. Hai că le-am din nou pe al meu. Sunt inteligent, n-am ce zice. Da, mă, de unde trage? Uite, la acolo. Ia luați grenăți firați să iei dracu. Și nu mai pot să mă bag la adăpost acolo, nu? Ba, da, hai că pot. Da, e închis aici. Câte grenăți au băgat ăștia acolo. Iar îl dileam pe al meu. Hai că dau și eu cu rachete peste tot pe unde apuc. Și așa ceva mai bun n-am de făcut. Dealul 400, că cam aș pierde deal. Uite-mă o mitralieră, dar bine că eu când mă pun la o mitralie nu mai vine niciun pe partea aia. Și vin numai prin spate. Ma, dar misiunea asta chiar că-i făcută, dar-mi pule. Dar chiar dă ăștia cu rachete. Dau ăștia cu rachete, mai bine zis. O pușcă automată. A, stai că mi-am găsit muniție. E bine atunci. Dacă dau așa o grinezi. Stai chiar de le-am pal meu. Ma, îi sună asta împrăștia. Să încerc MP40. E, lasă, mai stăm la MP44. Trebuie să păzesc toate zonele astea, că vin din toate direcțiile nemții. Cine va fac în halul ăsta raș? Auci, hai că m-o polit ca lumea racheta aia. Dacă mai vine una. Ok, pe partea asta trebuie să mai vină. A, tu dai cu rachete, a?
De ăla cu rachetele măsii. Lasă racheta. Ok, mai sunt pe partea asta doi. I-am zburat la casca de pe căpău. Auci. Asta a cam durut. Uite unul acolo și pe partea mai... Nilai, mă. Bun, gata, hai că i-am delete. Și acum să mă regrupez sau ce trebuie să fac? Asta văd că era ceva mai important de avea pălărie din aia. Ok, deci mai trebuie să vin acum un val. Să mă pun la mitraliera, dacă aș avea mitraliera aici. Ok, să stau la adăpost, că au dat ăștia. Te-mi pic acum o ghiulea de asta în cap. Mai bine stau aici la adăpost. Orice ar fi, să sper să reziste lemnul ăsta la unghiule. Lua-ți mă grindă și firați să-i naibii. Ok, mai sunt câțiva pe partea asta și cred că ăștia au fost. Nu cu acest sniper-ul. Uite mă loc. Ok, că l-am dirit pe ăla de pe... Azi, mai mulți tanchiști. Am văzut. Bun, hai că i-am delete pe ăștia.
run, run. Stai, chiar îl dileam pe al meu. Bă, da, deși te mai sunt. A, na, nu era nevoie să pun explozivul sau ce? Practic era bine să-l fi pus până să coboare soldații din vehiculele blindate. Mă, dar câți vin? Bun, aia și-a dat save. Păi, având în vedere că îmi place să bubui chestii, hai să punem și TNT pe aici. A, e mortă de la mitralieră. Era mai care ușite ăștia să-i dilească pe cei de la mitraliere, dar eu tot pun B exploziv. Mai vin mulți. Că eu le fac față. Bun, și-a dat save. Minute, ne regrupăm. Cred că până la urmă doar misiunea asta o fac în episodul ăsta sau nici nu știu. Din nou la adăpost. Poate bubui acum cu cioaba asta și se duce mitraliera. E murit oricum nu mor, doar o să mă trântească la pământ. Sau mi se înroșește ecranul, dar mi-e de mitralieră că nu o să mai pot folosi. Ce aproape a fost ghiulea aia. Din partea asta ci că trebuie să vină, dar nu văd pe niciunul. Câte grenzi au aruncat aia acolo, hai că nu-s proști nemții. De-aia am auzit un tank. Uite-l, mă. Hai că l-am delete, bun. Dăm ca o pușcă automată, orice. Rămâi și fără gloanțe. Hai că am găsit acum câteva. O te poște ce zac morți aici. Acum ca să fim șmechi chiar trebuie să-l dăm foc la cadavre. Stai că se mai aude un tank.
Uite-l. Nilai, mă, cum vine. Bun, hai că le-am delete și tankul ăla. Hai că i-am prins bine aici. Ce-o venit ăsta și mi-a dat cu patul de la armă în gură. Sper că măcar a rămas distrus tankul ăla. E distrus? Nu-i distrus, nu-i bine. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Puc! Hai să punem TNT atunci. Dăm cu o pușcă. Bă, 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 repede, ascunde-te undeva că mori. Iar am murit. Ăștia fac rush. Și e nasul când fac rush ăștia. Ah, văd că mai sunt 2 minute la dispoziție să pot să scap. Dăm cu acea pușcă automată. Vine un tank și din partea aia. Să mă duc eu. Lag eu. Dai-mă un... Nu mai stai gheuri pe aici. Uite-l. Bă, de unde s-a dus tankul ăla, că nu-l mai văd. A dat la adăpost atunci. Mă gândesc, au aruncat ăștia. Stai pe muzică de-asta faină pe fundal, cred că ăsta e finalul misiunii și al capitolului. A fost greu. Am murit de vreo 3 ori. A fost grea misiunea. Hai să mai facem una. Și mai păstrez. Mai facem o misiune și pe ultima o păstrăm. Nu, mi se pare că o să fie doar 3 misiuni aici. Sau... De fapt, nici nu știu câte sunt la capitolul ăsta, câte misiuni. Cred că 3 misiuni o să-mi dea. Așa sunt toate capitolele, de vreo 3. Mă rog, haide. Hai să facem și misiunea asta și o să mai fie 2 de făcut.
Mai e doar misiunea asta. E, atunci pe asta o păstrez pentru episodul următor. Nu de alta, dar am și filmat destul. Am zis că or fi capitol cu tot așa 2-3 misiuni și păstrez una sau două din el pentru final. Dar oricum, hai că ajunge cât am filmat. Lasă-o pentru următor, o păstrăm pentru episodul final. Deci, cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut cum am murit de vreo 3 ori. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanele sub videoclip. Și până data viitoare, ciao les!